Suntem de la Edit Media și oferim serviciul Flori pentru tine. Domnul Valentin, vă felicităm cu frumosul jubileu. Vă urăm multă sănătate, multe, multe bucurii să fie în casa dumneavoastră și aceste flori sunt cu mult drag pentru dumneavoastră. O șampanie pentru masa de sărbătoare și un coș cu fructe să serviți toți invitații care astăzi vin la dumneavoastră să... Deci toate aceste daruri sunt ca să serviți și toți invitații care astăzi vin să vă spună la mulți ani, pentru că vă stimează cu toții foarte mult și vă iubesc nespus și sunt sigură că dumneavoastră știți cine sunt autorii acestei surprize. Și pot spune, le mulțumesc la copii, la prieteni, soții, că mă stimează și au făcut tot pentru mine. Mulțumesc! Și soția, și copiii, și nepoțelul, ei s-au străduit ca astăzi să aveți așa o zi plină cu emoții. Și până a dat citire mesajului care ne l-a expediat Nelea pentru dumneavoastră din partea celor dragi, noi am aflat că dumneavoastră tot astăzi împliniți și 35 de ani de căsătorie și 25 de ani de activitate. Ne spuneți mai multe, deci vă urăm succese și multă, multă fericire și împliniri sufletești în aceste domenii, deci în domeniul personal și cel profesional. Și ne spuneți cum vă simțiți? Normal, cum se simte. Bucuros. Cum au trecut 35 de ani de căsătorie? De acum, de 60, nu vă întreb. Cum? Tare normal. Ce este cel mai important în familie? Înțelegere. Stima de față unul de altul. Domnul Valentin, noi... Vă spunem mulți ani încă o dată și în familia dumneavoastră pace, multă, multă iubire și fie ca toate dorințele dumneavoastră să se îndeplinească, să aveți în ochi doar așa lacrimi de fericire și sufletul să vă fie împăcat de tot ceea ce ați realizat pe parcursul acestor 35 de ani de căsătorie, să fiți împlinit și mulțumit de realizările dumneavoastră la serviciu. Cunoaștem că la oficiul poștal activați 25 de ani, mulți ani în continuare, cu succes și mult spor și 60 de ani de viață. Vă spunem mulți, mulți ani și acum dăm citire mesajului care ni l-au expediat cei dragi pentru dumneavoastră. De ziua ta, scumpul nostru tată, îți urăm din toată inima un sincer și călduros la mulți ani. Îți mulțumim pentru că ne-ai crescut și educat frumos și nu am dus niciodată lipsă de ceva. Fie ca Dumnezeu să te călăuzească în toate zilele pe acest pământ și să te binecuvânteze cu tot ce îți dorești. Ne-am hotărât să te impresionăm cu această surpriză, așa că am scris aceste rânduri pe care acum le asculți pentru a anunța toată lumea că astăzi își sărbătorește un jubileu bogat, cel mai scump și iubit tată și soț din lume. Te iubim mult și îți dorim să fii sănătos, căci atât de mult avem nevoie de tine. Împreună cu mama ne umpleți viața cu un ajutor, un sfat, o vorbă bună. Sunteți cea mai de preț comoară a noastră. La mulți ani, tată și soț. Deci mesajul este și din partea copiilor și din partea soției dumneavoastră. Oi, te felicit cu ziua de naștere. Mulți ani. Ce mai tânăr? Mulți ani, mulți bani, sănătate. Să ne bucurăm de copii, să-i creștem. Nepoții, să-i dăm la brazdă pe toți. Și să mergeți împreună și pe drumul profesional, pentru că știm că activați împreună. Și dumneavoastră, mult succese! Hai. Scumpul nostru tată, astăzi, la această frumoasă aniversare, noi, împreună cu toată familia și nepoțelul, îți aducem cele mai frumoase și sincere urări de sănătate, bine, noroc și fericire. Să ne trăiești mulți, mulți ani sănătoși. Iar drumul pe care îl pășești
să fie drept, mereu luminat de soare, fără obstacole și greutăți, așa să spun. Să ne trăiești mulți ani, te iubim mult și fericire alături de cei dragi. Nu m-am așteptat la așa ceva, dar copiii mă iubesc, tot familia. Sunt bucuros. Îi mulțumesc foarte mult. Mulți ani și multe clipe fericite. Înspre îngeri, înspre stele, înspre dorurile mele, s-a înălțat iubirea toată, numai pentru tine, Tată. Cântecul mi-ai ascultat, somnul tu mi-l-ai vegheat, când mi-a fost mai greu în viață, Tată, tu mi-ai dat speranță. Și mă văd copil în ei, înțeleg încă o dată ce e dragostea de tată. Mândru de mine.